Șase percheziții domiciliare au avut loc ieri în Iași, după ce mai multe case de amanet din oraș au fost păcălite cu bijuterii spoite cu aur. Creierul afacerii este un cetățean turc, de profesie bijutier, care spoia lamă cu o cantitate suficientă de aur pentru a nu fi distinsă de cei de la casele de amanet. De la el au fost cumpărate bijuteriile contrafăcute, care erau amanetate în Iași. Printre cei implicați este și fiul celebrului Cosmo Stănase, care nu a fost găsit de anchetatori. Casele de amanet au depistat înșelătoria în vară, când bijuteriile lăsate de un bărbat au fost topite și a fost găsită în compoziția lamă. În urma perchezițiilor de ieri, polițiștii au ridicat mai multe materiale de probă, iar 9 persoane au fost conduse la audieri. 4 persoane au fost reținute de polițiști pentru 24 de ore. Aceștia urmează să fie prezentați cu propuneri legale parchetului de pe lângă Tribunalul Iași.